Troglodiților și dracufași săi, alăturați-vă aici și aia să vedeți toate manevrele noastre. Hai, mă duc să mul vaca și ea de Veronica. Ce plictisală de zi, nici o mișcare, nimic. Pe mine parcă mă roade foame. Du-te n-o dai, vezi că sub dușul meu am lăsat o pungă cu grăunț. Facem niște cucoș. Și grăunță e cauză pierdut. Ce, dar cu gheara? De parcă nu știi că am la cunoștință toate ascunzătorile posibile. Toți rasa ta. Hai să mergem la bar să vedem dacă mișcă ceva ăștia în seara asta. Haide bă, Bucovea, mi-ai mâncat toată seara. Dar Vinci, pula mea, nu te pricep la nimic. Păpuțe, enervează-te mai tare ca să faci infarct și să te bag în coșciug. Ce faceți ai părliților? Tași bă, upi, că jucăm. Ce jucați? Cine sunt eu? Pe noi nu ne-ați chemat. Fut-vă în gură. Sunteți calici, domnii mei. Și nici nu reprezentați competiție pentru noi. Nu reprezentă. Respir competiții, mistrețule. Și joc ei stai, cum se joacă? Deci în principiu ai un cartonaș pe cap cu nume, știi? Și trebuie să pui întrebări la care primești răspunsuri cu da sau nu. Și în funcție de el trebuie să știi cine ești, înainte ca să verse clepsidra aia. Și atâta e. Îi facem la jocul ăsta la bieșânie, Mișu. Domnul meu, deci dacă batem tura asta luăm toți banii. Da, bă. Întoarce drăcenia. Așa, sunt bărbat? Da. Sunt cumva în viață? Da. Am murit tânăr? Da. Sunt faimos? Da. Am legătură cu politica? Nu. Sunt pictor? Nu. Dar sunt artist? Da. Compozitor? Da. Cumva un compozitor austriac? Da, bă. Eu sunt Mozart. Bine, bă. Cașcavalul e al nostru. Lăsați banii jos, domnii mei. Ridicați-vă și la culcare cu voi. Nu pot să cred, bă, daună totală, Bucovia. M-ai nenorocit toată seara. Vrem să jucăm și noi, eu cu țăran. Ce puneți în joc? Și vrei. Și zici pștani în curdița stup sub papa și ea din mistreț. Suntem în formă, domnii mei. 10 șuturi de căciulă, ce ziceți? Nu jucați nimic, bă, ia dați cărțile că mă duc acasă. Hai, lasă-le un pic să jucăm și noi. Dă-le, bă, mă duc acasă, n-auziți? Haide, ești ofticat în pula mea, ești scârțos, veninos? Dă, bă, cărțile, n-am chef de glume, a plecat. Aia, le du-te, bagă-ți-le pe gât în pula mea. Mistrietule, te prinde noi mânisară. Să nu cumva să dai cur înapoi. Să nu zici că vai că nu știu și. Te întorci de la prășite? Da, îi mai am o leacă acolo. Fă și e gât, martaloga și al biajnariu că m-am băgat peste pământul ei. Și ce ai zis? O, ninieca, i-am zis frumos. Du-te să-mi suși pula, doamnă. Bun. Și faci și mă mergem pe la cuza să vedem de cărțile și alea. Mi-a răs și mie și nisa și ea, că numai străinez am văzut acolo. Chiar ăia, am uitat de mărlele alea, să li bubui curul. Hai că am să merg eu mai acuși să-l iau. Ce face cuza, ți-ai mai revenit? Da, bă, eram prea ofticat, bă. Ce faci, ne dai și nouă cărțile alea? Nu jucați, bă, cu ăștia, că sunt parșivi. Dă-mi un pic să-l învăț pe țăran, ce nu mi-s acolo, nu ți-l fur. Vreau să mă răzbun pe ăștia, mai ales că ți-o luau banii, să li dau să li trosnească curul. A, bă, lasă poeziile astea. Vezi, îndu-l apsus în camera cealaltă. Încă o dată. Shakespeare. Shakespeare, cel mai mare dramaturg din istorie, englez. A scris Hamlet, Romeo și Julieta. Ai înțeles? Mm. Ce ai înțeles? Cel mai mare din istorie. Cel mai mare din istorie ce? Dramaturg e tatar, nu? Tatar? Ești prost rău în pula mea. Hai că scriu pe foaie și până disară în vieți. Mai gine așa e. Ce faci? Părinte, am unul, las ghiciușca. Ah, tu erai. Ai învățat ce ți-am scris? Hai că i-am dus cărțul lui Cuza, am vorbit și cu ăștia. Mâine seară competiție puternică. Și faci, Veronica? Îmi pare gine să te văd. Bună, ce s-a întâmplat? Uite, noi urmăm să jucăm de seară la bar un joculeț și nu prenies treaba. Și avem nevoie de ajutorul tău. Haideți, bă, slabilor, v-ați pregătit? Ai cam mult curaj, orguleț, știind că urmează să-ți iei 10 ștani în cur de fiecare. Ați luat cărțile la Cuza? Nu a vrut să mi le dea domnul meu, dar am avut noroc în ultimul moment. Am găsit la un negustor acum o oră cărți cu nume românești. Ce? Ce? Dar de ce nu ți le-a dat? Domnul meu, aud în vocea ta cum ești pregătit de retragere. Și retragere, botan de scrof, mistreț. Am să-ți dau niște ștani în borta curului, ai sticaș pe gură. S-o crezi tu, domnul meu. Încep eu, domnii mei, învârte clepsidra. Sunt artist? Da. Sunt pictor? Nu. Sunt compozitor? Da. Am compus cumva balada?
Da, bă. Eu sunt Ciprian Porumbescu. Bine, bă. Domnii mei lejeri, sunt prea bun pentru voi. Șughi și mistrețu. Haide, pula mea. Haide, mișu, eu amu. Nu te descuraja. Dă drum la nisipe. Așa. Hai, pun întrebare. Da, șulea, că mă gândesc. Și... Hai... Hai în pula mea că treci timpul. Ș. Domnii mei, ritmul ăsta e noapte ușoară. Pregătiți-vă bumburile curului. Se va lăsa cu rană deschisă. Hai, țăranii. Uite o gâză. Am o iază. Sunt în viață? Nu. Mort? Nu. Deci nu există în realitate. Sunt un personaj de carte românesc. Da, bravo. Sunt și eu bănaș? Nu. Și ei sunt cumva haiduc? Da, 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 da. Cumva un haiduc din țara de jos? Da, ei. Eu sunt Toma Limoș, ei. Bine, țărani, bravo, ei. La siguranță, ei, Miș. Tu și credei. Greu, domnii mei, greu. Iorgules, tu, amu. Îți țățăi curul. Gata. Dă. Sunt artist? Nu. Am treabă cu politica? Da, domnul meu. Sunt domnitor? Da, domnul meu. Am domnit Transilvania? Nu. Țara românească? Da. Sunt născut la Brâncoveni? Nu. Hai că vă căcați pe voi. Să scurgi în nisipul băitanii. Sunt frate cu Vlad Țepeș? Nu. Sunt fiul lui Radu I? Da, da. Sunt fiul mai mic? Da, domnul meu, haide. Eu să merge acel păsărân. Ah, uleacăș, era spi duc. Hai, Mișu, rândul tău. Hai, bagă acolo. Ce sunt trebuie? Sunt persoană reală? Dai. Sunt sunt în viață? Da, ui. Ce, domnul meu, credea că e ușor? Da, ce, mistrez turbat. Haide, Mișu, te panichez. Nu vine nimic în minte. Sunt scriitor? Nu. Compozitor? Nu, ui. Dar ce morții mamei mele sunt, ei? Sunt sculptor? Nu, ui. Dar ce dracu, ui? Să vină careva să ne lustruiască pantofii înainte de marea pedeapsă anală. Da, și din gură. Sunt pictor? Da, ui. Am pictat iarna la Barbizon? Nu, ui. Ce am pictat, ei? Bătălia de la Oltenița? Nu, ui, Mișu, hai, hai. Am pictat ăla cu țiganca? Da, ui, așa e, el ești, tu ești. Eu sunt Nicolae Grigorescu. Genie! Bravo, crede, mistreț, că-i gata joaca. Stai acolo, dulău, discrof, gușiet, mistreț și ești. Cu greu, domnii mei, e 2-2. Pregătiți-vă de runda a doua, trageți alte cărți. Cine începe? Începe, hrbă. Vero, ce faci? Hai aici lângă mine, să vezi cum jucăm. Lasă-l pe prostul și ala. Ce faci, ei, muie? Ta și acolo, ghigine. Haideți, domnii mei, sunteți pregătiți? Hai, dă-i acolo. Sunt scriitor? Da. Am scris teatru? Nu. Am scris întâmplări din istorie? Da. Sunt cronicar? Nu, domnul meu. Am scris povești despre întâmplări din istorie? Da. Am scris Alexandru Răpușneanu? Da, domnul meu. Eu sunt Costache Negruți. Exemplar, domnul meu. Știi, Chelios, stă-mi acasă și tu și ești. Rândul meu, amu. Hai, din vârte și ea. Ia zi, Mișule, sunt implicat în politică? Da. Sunt domnitor? Nu. Boier? Nu. Dar ia zi-mi, sunt un om care are puteri? Nu. Deci, sunt un om de rând? Da. Sunt un om de rând, dar care-i cunoscut, ei? Da, bine, bine. Sunt cumva un țaran? Da, e. Și mai grăiesc eu așa cu alții să fac adunări și mai discutăm noi și ar mai trebui? Da, e, bravo, bravo. Hai că ești aproape. Și sunt un bătrân cu înțelepciune? Da, țăran, e perfect. Eu sunt moș și un roat, ei. Ești prea deștept, țăran, ești prea deștept. Joc la șmecherii cu aiștia, ei. A fost ușor, domnul meu. E rândul nostru acum. Dă-i drumul. Exist? Nu. Sunt un personaj? Da. Sunt un personaj care apare des în situații comice? Da, bă. Joc cumva în snoave? Da, 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 da. A, e ușor, domnul meu. Eu sunt pe cală. Nadă! Hop, nadă! Te-ai repăzit ca chizda la pulă. Am un ghit. Mistrețule. S-a dus mistrețul. Unde e? La fântână. E hatândală, bă. Știi ce înseamnă că dau cu tibia pe dispicătura bușilor? De zici că dau cu trunchiul de la copac. Hai, Mișu, încheiem cariera, mu. Hai de acolo.
Sunt artist? Nu. Sunt în viață? Da. Adică, nu știu ce să zic. Domnul meu, un singur răspuns. Da sau nu? Nu căuta scuze, mistriețului. Hai, lasă-le pe ăla. Zii, sunt un conducător? Da. Sunt domnitorul țării românești? Nu. Atunci cine sunt conducător? Ce întrebare să-ți mai pune? Hai, gândește-te. Vă lăsați bătuți, domnii mei, pierde vremea degeaba. Tașe, cât nu se termină timpul să nu te aud. Fii atent, numele meu e lung? Nu, ei, plesnește, Emiș. Eu sunt Decebal. Chini, ei, harta la loc, harta la loc, ei. Cum ai înghicit? Este imposibil. Băi, tani, pregătiți-vă, să las cu lacrimi. Cu lacrimi, am zis. Domnii mei, vă rog, aveți milă. Acceptă soarta, botalan. Hai să dorm mai pe bord o săptămână. Vă rog. Trași acolo. Li dăm? La două, trei și. Două, trei și.